Dragi moldoveni, aș putea spune că exact la mijlocul Văii Trotușului, în orașul Dărmănești. Acest târg al producătorilor locali are deja istorie, este un punct de referință atât pentru economia locală, cât și pentru economia de profil a județului. Și aș putea spune că datorită faptului că în acest an orașul Dărmănești este ales și nu întâmplător destinația turistică a anului în partea aceasta de țară, acest târg își găsește locul frumos pe lista motivelor pentru care românii în general sunt invitați și așteptați în această localitate frumoasă, la poalele muntelui Nemira, pe Valea Uzului. Mă bucur și mă onorează faptul că a doua oară sunt invitat să prezint acest eveniment în calitate de băcăuan și în calitate de promotor al tuturor valorilor tradiționale care ne leagă, ne unesc și, de ce nu, ne reprezintă. Doamnelor și domnilor, avem plăcerea să-l primim alături de noi pe această mică scenă în centrul orașului Dărmănești, pe cel care este gazda acestui eveniment, gazda acestui festival, primarul orașului Dărmănești, domnul Constantin Toma. Probabil o întâmplare, dar o întâmplare fericită, a făcut ca astăzi, pe 21 mai, când sărbătorim Sfinții Împărați Constantin și Elena, să-l putem onora cu prezența pe domnul primar, să punem umărul alături de domnia sa pentru buna desfășurare a acestui eveniment și, nu în ultimul rând, să-i urăm și să-i dorim mulți ani, ca om, ca cetățean, ca edil și, de ce nu, ca tată, ca soț și ca bărbat. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, nu suntem mulți, dar suntem voinici și adevărați, îl primim pe domnul Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești. Nu știu dacă trebuie să specific, dar aș putea folosi o expresie care ne leagă, însoțit de un omolog al domniei sale din Republica Moldova, oaspete de seamă în această zi de sărbătoare. O poză pentru nemurire alături de ceilalți invitați de la centru care și-au făcut timp într-o agendă aglomerată, pe o vreme frumoasă, să vină alături de noi. Bine v-am găsit, domnilor primari, aș putea să spun acest lucru. Sunteți așteptați pe scenă. Nu mie îmi revine sarcina de a prezenta delegația de la Bacău, dar îmi rezerv dreptul de a mă bucura împreună cu dumneavoastră de fiecare moment pe care îl onorează oamenii care înțeleg să fie în mijlocul electoratului și în altă perioadă decât în perioada alegerilor. Lacrimile lui, lacrimile uzului.
Cer din nou aplauze în nume personal și în numele dumneavoastră, în numele celor prezenți și, de ce nu, în numele vizitatorilor viitori. Domnule primar, la mulți ani din partea mea, iar restul de la public și de la electorat. Bună ziua, dragi dărmăneșteni, bună ziua, dragi producători de pe Valea Trotușului și nu numai. Sunt onorat astăzi să deschidem a cincea ediție a Târgului de Produse Tradiționale la Porțile Nemirei. Și îl rog pe domnul primar să vină aici lângă mine. De fiecare dată deschideam cu un singur primar acest festival de produse tradiționale. Astăzi sunt onorat să vă prezint un frate din Republica Moldova, primarul satului Corlăteni, Bold Viaceslav, care împreună, acum câteva minute, am semnat acest acord de înfrățire între satul Corlăteni și orașul Dărmănești. Dintotdeauna, noi, moldovenii, indiferent de ce parte a prutului, am fost frați. Astăzi, împreună, am mai consfințit încă o dată că suntem frați. Toți cei din Dărmănești, nu numai, toți cei din satul Corlăteni, nu numai, sunt români și nu face decât să ne bucure. Bine ați venit, domnule primar, aici, la Dărmănești. Salut întreaga delegație din Republica Moldova, din satul Corlăteni, care este astăzi la Dărmănești. Și mai devreme am salutat niște tineri frumoși, acolo, îmbrăcați în straie românești, tineri care sunt veniți din satul Corlăteni, din raionul Râșcani, Republica Moldova, să danseze aici la Dărmănești, alături de tinerii noștri. Încă o dată felicitări pentru faptul că ați ales să veniți astăzi aici, la frații voștri. Vreau să salut și prezența invitaților noștri, rămâneți aici lângă mine, fraților noștri și prietenilor noștri din Republica Moldova, dar și a delegației care astăzi este alături de noi. Îl invit un pic mai în față pe domnul deputat Mircea Fechet, pe doamna subprefect Tudorița Lungu, pe domnul subprefect Narcis Jitaru, pe viceprimarul municipiului Moinești, pe directorul APIA Bacău, pe directorul Poștei Române, pe directorul APM Bacău, pe secretarul UAT Dărmănești, pe domnul viceprimar, pe domnul colonel Ungureanu, fiu al satului, o parte din cei care astăzi au ales să fie cu noi la deschiderea acestui târg de produse tradiționale. Ce am încercat să facem noi cu acest târg de produse tradiționale? Am încercat să răspundem la o parte din solicitările micilor producători, a celor care trudesc zi de zi în gospodăriile proprii să facă acele produse tradiționale deosebit de gustoase, să readucă gustul acestor produse pe masa copiilor noștri, să reînvie, eu știu, rețete poate care le avem de sute de ani. Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi și mâine și în fiecare zi vine cumva ca o răsplată a muncii de peste an. Știu cât de greu este să ții animale, știu cât de greu este să le crești, să muncești ogorul și mai mult decât atât, să încerci să trăiești din produsele pe care le faci în propria gospodărie. Astăzi, cu acest târg, venim să sprijinim inițiativa dumneavoastră și poate să trezim în amintirea celor care au trăit înaintea noastră că rețetele lor, gusturile lor rafinate au reapărut pe masa românilor. Totodată aș vrea să transmitem și un mesaj către autorități să vină mai mult în sprijinul acestor crescători, mici crescători, pentru a înlesni
pe de o parte legislația și a face mai accesibile aceste produse pe mesele românilor. Vă mulțumesc tuturor, indiferent de unde ați venit, fie că sunteți din Dărmănești sau din localitățile învecinate, și îmi doresc ca românii să vină și să cumpere aceste produse. Vreau să invit alături de mine și să ne spună câteva cuvinte pe domnul deputat Mircea Fechet. Domnule primar Toma Constantin, bună ziua! Domnule primar Bold Veaceslav, bună ziua! Distinși invitați, dragi dărmăneșteni, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră aici, la invitația domnului primar Toma Constantin, pe care înainte de toate vreau să-l felicit, nu doar pentru ideea pe care a avut-o acum 5 ani de a organiza un astfel de târg de produse tradiționale, ci mai ales pentru că, an de an, la fel cum se întâmplă și anul acesta, face un efort pentru ca să ducă mai departe această idee foarte bună, pentru că atât dărmăneștenii, cât și toți locuitorii, afla, să poată să guste și să cumpere produsele tradiționale de pe Valea Muntelui, cu care noi ne mândrim atât de mult. Vă mărturisesc că în Comisia de Agricultură, din care fac parte în Camera Deputaților, discutăm foarte des despre ferma de familie, discutăm foarte des despre produsele tradiționale românești, discutăm foarte des despre această situație foarte neplăcută, în care te duci la supermarket și constați că nu numai că nu mănânci nimic făcut în județul tău, dar uneori te trezești că nu găsești nimic de mâncare făcut în țara ta. Ori din acest motiv mai ales, suntem datori și mă bucur, domnule primar, că reușiți să păstrați această tradiție, suntem datori nu doar să ne cunoaștem produsele noastre tradiționale cu care ne mândrim atât de mult, dar mai ales să le promovăm, mai ales să încurajăm această activitate și, bineînțeles, să le și cumpărăm. Vă mărturisesc că eu provin dintr-o familie care de 10 de ani se ocupă și de o astfel de activitate, respectiv aceea de a păstra vie, de a păstra vie anumite rețete tradiționale românești, unele dintre ele cu zeci sau poate cu sute de ani vechime, și în calitate de inginer de industrie alimentară nu pot decât să mă bucur și mai mult că mă aflu astăzi alături de voi. Fără să o lungesc foarte tare, pentru că sunt convins că abia așteptați să gustați din toate bunătățile de la tarabele din spatele dumneavoastră, domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă urez foarte mult succes. Mulțumesc, domnule deputat, este vocea noastră în Parlamentul României și mă bucur tare mult că faceți parte din Comisia de Agricultură și poate nevoile și doleanțele crescătorilor de animale de pe Valea Trotușului și nu numai vor ajunge prin dumneavoastră să devină lege. Rog pe doamna subprefectul Dorița Lungu să ne transmită mesajul instituției pe care o reprezintă. Domnule primar domnule primar Veaceslav, domnule deputat, onorată asistență, dragi dărmăneșteni. Eu încep prin a vă felicita, domnule primar, pentru că respectați niște reguli de bază. Adică trebuie să fii atent la trecut, să nu-ți uiți trecutul, și atunci astăzi, în zi de sărbătoare, v-ați gândit la frații noștri de peste Prut și i-ați chemat astăzi la Dărmănești, stabilind poate mai mult formal că vă înfrățiți cu o localitate de peste Prut, o localitate care ne-a înfrățit de fapt Dumnezeu. Pentru că ei sunt ca și noi, gândesc ca noi, poartă tricolorul cu mândrie alături de celălalt primar și vă îmbrățișez pentru lucrul acesta.
Sunteți atenți, domnule primar, la prezent. Și sunteți atenți la prezent pentru că ce e mai important ca populația să se hrănească sănătos? Promovați produse tradiționale, sprijiniți mediul local, mediul de afaceri local și vă felicit pentru treaba aceasta. Eu am gustat din produsele astea și recunosc și vede, sunt fascinată de bunătățile pe care dumneavoastră le prezentați aici, dar pe care știu că le faceți cu multă trudă și poate nu primiți răspunsul pe măsură. Vă felicit însă pentru perseverența dumneavoastră. Îmi place foarte tare Dărmăneștiu și pentru faptul că nu mai ai loc de pensiuni. Asta înseamnă că aici sunt oameni harnici, oameni care își fac singuri viața, care nu așteaptă cu mâna întinsă, ci își creează propriul destin. Și aveți grijă de viitor, pentru că da, un prezent sănătos, urmărit, poate să aibă numai un viitor strălucit. Vă mulțumesc tare, tare mult și pentru cei care aveți numele de Elena și Constantin, vă doresc dumneavoastră la mulți ani, familiilor dumneavoastră și o zi minunată. Mulțumesc, doamna subprefect. Am să-l rog pe domnul director al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, Trofin Ion, directorul APIA Bacău, așa cum ne place nouă să spunem, să ne spună câteva cuvinte, pentru că este instituția care sprijină poate cel mai mult pe micul fermier sau micul sau mai marele întreprinzător din industria de profil. Vă rog, domnule director. Mulțumesc, domnule primar. Mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. După cum știți, pe data de 16 mai am încheiat cu succes, zicem noi, campania de primire a cererilor. Am ocazia să mulțumesc acum domnului primar, personalului din cadrul aparatului primăriei, precum și instituției prefectului, doamnei subprefect, domnului subprefect, care ne-au sprijinit și au făcut posibilă primirea tuturor cererilor în timp util. Este un lucru îmbucurător, pentru că fermieri au reușit să depună cererea de sprijin pe suprafață, să-și declare suprafețele de teren pe care le exploatează și animalele pe care le dețin în gospodărie. Spunem un succes, pentru că s-a reușit, ca și în anii precedenți, creșterea suprafeței declarate de către fermieri, precum și a numărului de animale declarate în cererile de sprijin. Sigur, zona de munte aduce o absorție foarte bună pentru pajiștele, pentru pășunele și fânețele care sunt situate în această zonă. Sunt zone care beneficiază de forme de sprijin cu un cuantum semnificativ, la fel și animalele, schemele de plată care sunt accesate de fermieri. Sigur, viitorul ne aduce și dificultăți, dar și oportunități. Iar APIA, prin instrumentele, prin politicile guvernamentale, vine în sprijinul fermierilor pentru a putea accesa, pentru a putea să-și mențină activitatea și să-și dezvolte activitatea. Fermieri care se confruntă cu multiple dificultăți. Vorbim acum de criza alimentară, vorbim de contextul pandemic, vorbim de condițiile geopolitice. Guvernul a venit cu, în toată această perioadă, a venit cu măsuri punctuale prin care a încercat să sprijine, să mențină și să stimuleze activitatea producătorilor, inclusiv a celor din zona Dărmăneștiului. Și pot să spun că am reușit, din nou, după cum știți, într-o perioadă foarte scurtă, să primim un număr foarte mare de cereri, 2000 de cereri pentru crescătorii de bovine
vină din județul Bacău. Mai mult de jumătate se află în zona montană. Ne bucurăm că banii aceștia reușesc să ajungă în zonele de care au nevoie comunitățile să se dezvolte. Ca și încheiere, nu-mi permit decât un sfat. Continuați să investiți în agricultură. Mulțumesc, domnule director. Continuăm să investim în agricultură. Sigur, alături de noi avem și presa care transmite acest mesaj, fie la nivel local, fie regional, fie național, pentru că mesajul este foarte bun. Investim în agricultură, reușim să devenim o forță în materie și în industria alimentară și nu numai. Dragi dărmăneșteni, vreau să vă mai spun două lucruri și închei. În primul rând, reamintesc ideea că orașul Dărmănești a fost ales destinația turistică a anului 2022 în Moldova. Suntem într-o competiție cu două localități din țară și mă refer aici la Toplița din zona Ardealului și încă o localitate din sudul țării. Votați-ne pentru că avem șansa până pe 31 mai, dacă dumneavoastră ne votați, să devenim în top ca și destinație turistică în România în anul 2022 și asta ne dă puterea să credem că dincolo de locurile frumoase pe care le avem aici, dincolo de tradițiile extraordinare pe care le avem și amintesc că aici, la Dărmănești, în Valea Uzului, s-a născut jocul ursului, avem și aceste produse extraordinare făcute prin truda mâinilor crescătorilor de animale și nu numai. Susțineți-ne să devenim una dintre cele mai frumoase localități din țară, așa cum ne-am propus cu ceva timp în urmă, să devenim destinația turistică anului 2022, să putem deveni o stațiune turistică așa cum ne-am propus și să ne mândrim că suntem români. Vreau să vă transmit și eu în încheiere tuturor celor care purtați numele împăraților Constantin și Elena la mulți ani, să fiți sănătoși și bucuroși alături de cei dragi și în încheiere vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această organizare, forțelor de ordine, jandarmeriei, ISU, poliției orașului, poliției locale, colegilor din aparatul de specialitate a primarului și sigur dumneavoastră tuturor celor care astăzi ați venit și ați expus produsele dumneavoastră la Dărmănești. Încă o dată îl salut pe bunul nostru prieten și frate, primarul satului Corlăteni, raionul Râșcani, Republica Moldova, Bold Viaceslav, împreună cu întreaga echipă. Bine ați venit la Dărmănești, bine ați venit alături de frați. Va urma astăzi și mâine târg aici la Dărmănești, astăzi împreună cu George Cojocărescu și cu elevii din satul Râșcani, elevii din orașul Dărmănești. Veți asculta frumoase melodii tradiționale, cântec, joc și voie bună. Dumnezeu să ne țină sănătoși, să fim buni la suflet, pentru că așa ne-a plămădit pe noi Dumnezeu și să nu uităm că suntem români. Doamne ajută! Mulțumim și noi frumos pentru cuvintele domniei sale, celui care a depus probabil cel mai mult suflet pentru întâmplarea aceasta frumoasă, care leagă Dărmăneștiul de fostele tradiții și de viitorul unei economii sustenabile, bazate pe respectul față de consumator. Și mă refer aici la produse care arată că cei care le produc, cei care le produc respectă clienții. Produse naturale, produse de aici, de pe Valea Trotușului. Domn Costică, nu vreau să încep cu la mulți ani, deși așa am
îmi cere inima, pentru că iată, la o atâta distanță de primul eveniment de acest gen, acest festival înflorește. Și nu spun aceasta, nu spun pentru că altfel nu simt. Al dumneavoastră, George Cojocărescu, nimic mai mult, un cântăreț care vine aducându-vă în dar floarea care vestește primăvara. Ghiocelul, ansamblul Ghiocel de la Corlăteni, raionul Râșcan din Republica Moldova, sunt frații noștri. În aplauzele dumneavoastră, frații noștri cu care facem unirea prin cântec, prin dans, prin aceste costume extraordinare, cred că este emblema tuturor românilor, cămașa dacică. Aici, la Dărmănești, într-o zi de sărbătoare, în ziua de 21 mai, când împreună prăznuim pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, urându-vă la mulți ani, vă invităm la dans, la voie bună, la zâmbet și, de ce nu, la speranță. Nu vreau să încep înainte de a le spune din partea mea bun venit acestor minunați cavaleri și domnișoare, a le ura multă sănătate și un copil la fel de frumos cum am eu, zâmbiți că zâmbiți frumoși, frumos, și nu în ultimul rând de a-i întreba, fără microfon, dacă cumva printre dumneavoastră se află vreun sărbătorit sau vreo sărbătorită. Lăsăm inimile să spună la mulți ani, cântăm Ciobănașul pentru cea mai bună brânză de pe Valea Trotușului, din care am gustat și eu astăzi. Ciobănașul pentru dumneavoastră și pentru ceea ce ne unește mai mult și mai mult. Delegația băcăoanilor, alături de oaspeții de la Republica Moldova, vor vizita standurile. Dumneavoastră n-aveți decât să încercați să-i păcăliți cu pălincă, cu țuică, cu rachiu, de ce nu cu produse, și să-i convingeți că, într-adevăr, dărmăneștenii știu să gătească și să producă bun, mult și de calitate. Maestre Ciobănașul! Hop, hop, hop! Măi, șobanii la voi, șobanii măi, măi, ia mai trași din cimpoi. Șobanii măi, măi, șobanii la voi, șobanii măi, măi, ia mai trași din cimpoi. Șobanii măi, zi din cimpoi, zi mai tare, șobanii măi, s-aud Dărmăneștiul în vale. Șobanii măi, zi din cimpoi, zi așa, șobanii măi, măi, s-aud în Moldova. Șobanii măi, și iar verde foaie lată, chiuiți cu toată lată. Măi, șobani, șobanaș, șobani, măi, măi, azi și din fluieraș, șobani, măi. Măi, șobani, șobanaș, șobani, măi, azi și din fluieraș, șobani, măi. Ai mâncat las de neptaș, șobani, măi, măi, când stare draga laș, șobani, măi. Ai mâncat la Dărmănești caș, și când stare draga laș, șobani, măi. Și iar verdele și coare, chiuiți cu toții tare. Bună-i brânza, bună-i casu, ai frumosele șobanașu, adică eu. Hai, bună-i brânza, bună-i casu, șobanii măi, măi, frumosele-i tot orașu, șobanii măi. Inima ți-o potolește, șobanii măi, măi, sărute șobănește, șobanii măi. Inima ți-o potolește, șobanii măi, hai când la Dărmănești părește, șobanii măi. Și iar verdele și cori, chiuiți cu toți în tare, mă! Șobanii de la oi, șobanii măi, măi, când vii la Corlăteni la noi, șobanii măi. Măi, șobanii de la oi, șobanii măi, măi, când vii la Moldova la noi, șobanii măi. Sini cânti din fuieroi, șobanii măi, ca să chiuim și noi, șobanii măi. Sini cânti din fuieroi, șobanii măi, măi, împreună zi și noi, șobanii măi. Și iar verde foaie lată, chiuiți ultima dată, mă! Eu mi-s șobănaș la oi, vin la Dărmănești la voi! Mulțumesc, mulțumesc din suflet!
Am uitat să precizez ca de fiecare dată că pe mine mă plătește domnul primar după cât aplaudați dumneavoastră de tare. Și cum a fost pandemie, mai aplaudați de 100 de lei, așa. Ușor că depășim bugetul. Măștile autentice, măștile noastre autentice și sunt toate naturale. Toate da. Tradițiile astea frumoase și facem ceva. Vindeți numai aici măști sau și afară? Ok, în ce țări vindeți? Bravo! Bravo! Dărmăneștenii mai poartă de astea? Poartă! De sărbători? Cu asta venim la anul nou, da? Cu asta venim. Bravo! Foarte faine, sunt lucruri foarte faine și foarte... Hai, Mircea, aici. Domn primar, aici repede o poză, da? Cu tricolorul nostru, da? Nicuță, da? Da, o să am un nepoțel și o să iau eu. Mircea, unde ești? Avem un sculptor local, da, Victor, este el, de aici, de la noi, din Dărmănești, el face aceste sculpturi extraordinare. Felicitări, da? Și reprezintă capul de lup, tradiția noastră a ursului și... Și ursul. Și ursul, da, și ursul, bineînțeles, și ursul nostru. Iar aici o avem pe o prietenă veche de-a noastră, doamna Boacă, da, care pictează foarte frumos, e un talent așa bunăscut. Ia spuneți-ne dumneavoastră cum, haideți mai aproape, un talent. Cum v-ați hotărât să pictați? Și... De 40 de ani pictez, numai că am avut pauze mai mari, așa, dar de vreo 7 ani pictez non-stop și datorită și mulțumiri domnul primar și toată organizația. Am invitat-o să vină la târg acum 5 ani și mă bucur tare mult că a venit, da, s-a reușit, da. ce frumos. Da, și cu ocazia asta m-am și afirmat că nici mai mulțumesc, rămână. Nici măcar mulțumesc, dacă vreți să vă luați, cu cea mai mare plăcere. Nici vecinii mei nu știau că pictez, pentru că eu ce am pictat am pus în casă, așa, și la cunoștințe, da, chiar surpriză am făcut. Mulțumesc. Tehnologic, Dărmănești, da, cu bătiță Ioan Măric, foarte, foarte frumos, nu știu unde, ia, haideți să-i luăm dumnealui în interviu. Și doamnei directoare, pentru că sunt cei mai în măsură. Ia, nu fugiți, veniți încoace și spuneți-ne ce aveți aici. Sărmâna toată sema și respectul lui bătița și bine v-am găsit astăzi și mulțumesc domnului primar și se spun și la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră, da. Sunt onorat că am venit astăzi cu o expoziție internațională. Avem la noi aici
Dar tot e bine și sunt din Brazila. Este o lucrare, există la gravură, pentru că la noi nu se mai poate. Ce-am mai făcut eu un liceu acum 40 ceva de ani, dar aici nu s-a mai făcut. Și este unicată această lucrare. Pentru că în noiembrie voi participa și eu la expoziție internațională în Brazilia. Și a venit din Saș. Pe lângă mine am să mai iau pe cineva, că am un tânăr student la 50 de ani, este un model pentru tânăra generație, cum și eu am fost la 70 de ani, am terminat facultatea, sunt membru Uniunii Artiștilor Plastici la filiala Iași, nu Bacău, că nimeni nu-i profet în satul lui și așa se întâmplă întotdeauna. Eu, ce, prin lucrările mele, este sursa mea din inspirație, este satul. Cu obiceiul dat în tradiție și vorba poporului, ori unii mă duc, port în suflet satul meu natal ca pe o icoană. Întotdeauna unde am fost și am dus cu oamenii și prietenii mei. Da, mulțumesc și aș dori eu o poză cu asta și în fața lucrărilor. O poză. Să vedem noi liceul. Mă bucur că suntem părtași noi la acest eveniment. Este un eveniment deosebit pentru localitatea noastră și ne bucurăm și de prezența Bădiții alături de noi. Este cea mai veche școală din localitate. A fost înființată la 1863. Liceul suntem din 1991. În momentul de față noi furnizăm forța de muncă pentru turism. Avem tehnician în activități economice, tehnician în turism. Așa dezvoltăm noi turismul, da? Și mecanici, de la liceu. Mecanici auto, e tradiția, de fapt. Da. Și mai avem ceva, nu spune doamna director, avem un colectiv extraordinar, da? Niște oameni inimoși, ia uitați ce e aici, da? Colegi, și asta contează foarte mult. Cel mai mult. Să vă țină Dumnezeu și sănătos. Și de cei care sunt aproape de... Și plăcintele le-ați făcut dumneavoastră? Asocierea la stand, vă rog, asocierea la stand cu Bădița e întâmplătoare sau pentru că dumneavoastră colaborați? Avem o colaborare și profesional, deci copiii de-ai noștri învață să picteze. Domnul Bădic, da, pictează hâtru și doamna director dă subiectele, da? Da. Vă mulțumim. Vă rugăm să serviți. Văcintele sunt făcute de? De copii? Doamna director? Nu, de copii de la liceu în colaborare cu bucătăresele de la grădinița cu program prelungit. Și la vânzare? Da, 10 euro. Da, 10 euro. Două am frământat și eu aseară. Doar două. Să dea gratis. Da? Doar astăzi. Doar la primii 5, că sunteți, nu, 7, sunteți 7. După aia vine. Domnul deputat, serviți, vă rog frumos, din producție, domnul director. Mulțumesc mult. Chiar voi ați făcut? E cu prețul naturală, să știți. Ia să vedem aici, este foarte interesant, da? Este o fată, îmi place mie să spun, foarte dragă, vino cu ace, da? Mi-a promis anul trecut, la ediția a patra, mi-a promis că îmi face o cămașă mie. Dacă astăzi nu mă vedeți îmbrăcat național, e din cauza mea. Din cauza dumneavoastră, pentru că am dat comandă la de... La festivalul de blues o să fii îmbrăcat în cămașă, da. Cu toate că trebuia să fii îmbrăcat acum la în cămașă populară și nu la cel de blues. Da. Eu sper încă, da? Da. Doamne ajută, nu mai bine. Foarte bine. Adică n-ați spus să ziceți că nu-și respectă domnul. Face respectă, da. Are aducat de cuvântul să nu mai reușeam. Nu, dar eu am zis așa, ca la... Mulțumesc.
familie de la Vancu. Foarte frumos. Foarte, 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 foarte. Da? Dincolo de faptul că e și drăguță. Da? Hai, domnul deputat. Băi, veniți și noi la tine, da? Ziua. Domnul deputat mi-a zis că vrea să vadă, să știe ce e aici. Că nu... Și doamna subprefect, da? La Vancu. Noi avem o plantație de lavandă în Moinești, pe dealul Osoiu. Și acestea sunt produsele care le realizăm. Prin distilare se obține uleiul de lavandă și apa florală. Apoi aromaterapie, sunt, da, aromaterapie și săpunurile de lavandă. Aici sunt produse handmade. Hanul cu lavandă, harta României, vreodată. Păpușelile cu lavandă. Așa și varianta asta, aranjamente florale. Să mână bună ziua! Ce faceți, doamnelor? Cum sunteți? Bine? Toate bune și frumoase? Bravo, mă bucur! Ia... Hai să vedem. Întrebați-o pe doamna ce a făcut aici, că noi știm, da, să vedem ce ne spune. Da, tradiționale, venim din Dofteana, sus de pe munte, și avem brânză în coajă de brad, totul natural, cu cheag natural, făcut, preparat de noi. Avem rețete vechi, avem oile din 1982. Câte oile? Acum, momentan, 1000. Câte oi aveți? 1000 de oi aveți? 1000 cu miei, cu miei tot 1000. Mulțumim, mulțumim. Vânzarea e cât mai, cât mai mult. Ia să vedem noi aici. Aici avem niște producători din Dărmănești. Ia să vedem noi cine e șeful aici. Bună ziua, amândoi, suntem amândoi, în familie. Da. Mulțumim tare mult. Ce aveți voi aici? De toate. Șuncă, ouă, brânză de vaci, de oi, din propria gospodărie. Și lapte. Pădun făcut în casă, ceea ce mai rar. Da, cașcaval, smântână de casă, toate sunt făcute de noi. Și câte oi aveți? Nu am oi, am 50 de vaci. Este primul an pentru noi. Mulțumim Domnului că ne ajută. Este primul an. Că numai cu oița. Cu oița. Și o să facem și cu văcuțele, da? Cu văcuțe. Să trebuia și o văcuță. O să ne facă la anul. Da. Felicitări, Doamne ajută. Doamne ajută. Toate cel bune. Și succes. Căpșunica. 9 ani. Și care e la prima, e la prima expoziție, da? Ia zi-ne frumoasă tu ce avem noi aici. Niște căpșuni. Niște căpșuni, cu ciocolată, ori ciocolată neagră, ori ciocolată albă. Și mai avem și bomboane sau fistic sau multe chestii. Cu cocos. Și zi-mi pe chestiile astea, unde le-ai făcut? La fermă, la tata. Deci voi aveți propria fermă și le da. Faceți acolo, da? Da. Căpșunica e tu, concept nou. Da. E concept nou, da, al ei. De unde ați venit ideea? De la YouTube, m-am uitat la YouTube cumva și de acolo l-a făcut. Ești o mică întreprinzătoare? Da, a făcut niște cursuri de educație financiară și fiecare copil a trebuit să-și aleagă ceva. Și atunci așa a ales căpșunile în ciocolată și a zis să o sprijinim și noi la acest târg. La Ken Academy în București. Uitați, avem oameni cu diplomă. Mulțumim frumos! Bravo! Bravo! Succes și să te văd mare așa și cu, da? Draga mea, o să vin să fac cumpărături de la tine după ce îi văd pe toți, da? Felicitări! Bravo! Bravo, bravo! Aici avem un producător de miere. Avem o albinuță. Ia să vedem noi ce avem aici. De la Cumănești, cu miere de albine, polifloră, polenul care este chiar proaspăt acum, de la rapiță, de la păpădie și preluăm de mai mulți ani avem noi ferma, mai micuț, un PFA. Și acum, mai recent, am preluat copiilor o firmă cu ceva, o firmă Be Kind, care este un loc mai cum să zic eu, mai de care să-l cunoască, popularitate așa pentru tineri. Noi suntem așa, mai de familie, mai muncitori, mai și lucrăm și printre timp, în timpul liber, mai ne ocupăm și cu creșterea albinelor.
la noi în țară, deci oamenii Da, noi avem, suntem mulțumiți cu ce ne cunosc în oraș și vin care într-adevăr știu ce înseamnă produsul natural pentru sănătate. Acum pe pandemie chiar am fost mulțumiți și suntem căutați, suntem așa, producători locali, mai mititei, așa, dar mulțumitori, așa, mulțumim. Ia să vedem noi o albinuță aici, o albinuță care... Bine ați venit la noi, la standul Bicain. Când vine albinoiul? Micul apicultor, peste 4 săptămâni. Da, bravo, Doamne ajută, Doamne. Dragostea asta pentru albine, de mic. Aici ai chiar ceva, doamna Sfântă, da, avem miere cu scorțișoară, ceva mai aparte, miere cu miez de nucă și mierea de rapiță și miere poliflor. Miere de rapiță. Este primul cules din an. Chiar acum noi suntem în pastoral cu mierea de rapiță. Da, da. Mă uitați cum e la noi. Wow. Uitați și albine. Salcâmul se zaharisește, în rest toate se zaharisește. Iar rapița este primul cules și are un gust mai aparte și o textură mai aparte, oricum. Și e bună pentru stomac, foarte bună, foarte indicată. Și asta ce? Asta e miere cu scorțișoară pe care o facem noi. Este foarte bună pentru boli cardiovasculare, pentru sistemul imunitar. Este și foarte savuroasă. De fapt, toată mierea mea este savuroasă. Mă bucur foarte mult că crește familia. Anul trecut i-am cununat, da? Și la anul vom avea aici încă un mic producător, da? O micuță. Da, sigur, venim. Financiară, mi-a plăcut treaba aia, să știți. Zi-mi un pic, în pastorală s-a mulțit familia. S-a mulțit familia. Doamne ajută, sincer. Și n-aș trebui, aici avem o familie de producători autentici, așa, și mai autentici, da? Ia să vedem, Ioane, ce zici tu, cum e? Cine e șeful aici la voi? Mama sau... A? Ea, mama, ea... Deci mama cu piciorul. Ea produce. Ea produce. Bravo, mama. Mama, zi-ne ce ai aici. Ce... Cașă dulce, cașa fumat, brânză dulce, telemea, smântână, că am pus-o acolo pe la soare. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit! Avem aici un producător autentic de aici, de la noi, de cătină, da? Numai cătină! Pulberea? Amestecăm cu miere sau putem să o punem pe o salată sau pe cereale cu lapte. Vă rog să gustați un pahar de suc de cătină de la noi. Aici este sucul care se presează cătina la rece, după care facem un ceai deshidratat la 46 de grade, măcinăm, facem o pulbere, pulberea amestecăm cu miere de rapiță și facem produs. Da, și nu aruncăm nimic, e foarte util. La curlotele, o piață de... Acum înțeleg eu de ce nu puteam să dau, cred că am cumpărat din ăla și n-am pus apă. Da, înțeleg. Este concentrat, da. Folosim de ce l-a fost concentrat. Deci asta e esența sănătății. Eu am cumpărat și m-am vrut să dau cu lălașii. Dar se poate și asta doar cu apă, nu? A, fără apă. Cu apă, dar ne îndulci. Pentru care vă invit să urmăriți cel mai important moment al zilei. Știți că aveți piață la Moldova. Aveți piață la... Da, vă invităm cu produsul dumneavoastră. Da. E foarte... Hai. Nu? Da. Și foarte interesantă. Și aici... Și asta e tot. Grupul Ghiocel de la... Mulțumesc. Aici ce-i? Aici te... Ulterea amestecată cu... Noi fain.
faine, foarte mișto. Deci e asta de sănătate, așa, e un izvor de sănătate. Prieten de-a meu foarte bun. Un crescător de oi din tată în fiu, da? Da. Și toată familia s-a ocupat de crescut oi, da? Câte oi aveți? 500. Are 500. Ion, Nea Vasile, cât a avut? Eu cu 3-400. Deci de o viață, Ionic al nostru, da? Și Constantin de-al meu. Numai de 50 de ani. De 50 de ani crește oi. Da. Uite ce ne-a dat primarul. Da. Uite, vezi, cu oiți aici te să pun și la tine. Da. Ion este și cu doamna, da? Doamna, da. Și cu cumnata acolo în spate. Da. Dintr-o generație de crescători de oi din totdeauna. Deci de câți ani, de, cred că de 80 de ani, taică-tu și... Păi, el a fost mai înalt. Da. Că tot scutul de el. Atunci, la biserică, se auzeau bătut clopotele. Eram sigură. Avem un apicultor frumos, ia să vedem, să trăiți, să trăiți. Bună ziua, bine v-am găsit. Rupă mami. Bună ziua, ce faceți, cum sunteți? Bine, ziceți-ne ce aveți aici. Miere de salcâm, miere polifloră, de tei, de rapiță, dulcesuri, zacuscă, de la noi de aici, din păstură. Flora noastră frumoasă. Și păstură. Da. Zacuscă de hrib, de... Doar de hrib. Ceață de ardei iute, dulceață de mure, de zmeură, de căpșuni. Miere autentică. Sărmâna, Doamne ajută, numai bine, toate cele bune. Vă salut, sărmâna. Uitați, sunt niște consăteni de-ai mei. Au pornit de mai mulți ani cu vaci mai multe, nu? De mai mulți, mai multe vaci, nu? Vaci aveți voi mai multe, vaci aveți mai multe, nu? 30 de vaci. Foarte bine. Felicitări. Doamne ajută. Aici avem împonteatul ouăle. Ia uite. Ia veniți încoace, nu stați acolo. Da. Ce faceți aici? Hai acolo să vedem, să luăm cum fac fetele, da? Și întrebați-mi ce... Bună ziua! Cum se numește acest instrument cu care... Cum se numește instrumentul cu care... cu ceară și le vopsim și apoi topim ceara și o luăm de pe ou. Apoi ștergem și rămâne foarte frumos, foarte frumos. Deci eu respect foarte tare pe bădița. Tare, pentru că nu e un egoist, predă arta lui și se duce peste tot cu ea. Place foarte tare, da. Îi mulțumim și vă mulțumim. Vom instituia un... Da. Predare de ștafetă, da? De la ăia mai în vârstă către copii. Hai, domn primar, ia o bucată din asta. Spuneți-ne ce aveți aici. Avem niște produse de-ale noastre tradiționale, făcute artizanal în casă, încercate de mine. Un cașnaval de vacă, de oaie. Avem numai două văcuțe. Facem mediție numai pentru noi și copiii noi. O brânză topită, făcută de casă. Și... Nu de capră, de casă. De oaie. De oaie. De vacă. Și asta le faceți dumneavoastră?
și extraordinar de bună pentru inima. Da, da, da. Folosită în vază, da. Dulceață de nuci verzi, dulceață de trandafir, toate făcute în casă. Dulceața le face din azi, poate. Da, da. Din crescătorii de vaci mari din Dărmănești, da? Și se ocupă întreaga familie aici, nu? Da, da. Doamna e șefa? Cu ce produse ați venit astăzi? Prânz, cascaval, telemea, caș proaspăt. Ferma Evei, ferma da? Bravo. Și ați făcut tot, și plăcintă. Șuncă, plăcinti, ou. Chiar foarte frumos. Da, 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 și plat, da, spuse da, toate. La foarte da, frumos. Da, da. Bravo. Spor și Flăcău, el e baza, da? E... Da, mai bine. Bună ziua, bine v-am găsit. Hai, domn primar, te rog. Noi ca lumea, așa, cu tot felul de... Câte oaie aveți? Câte muncă! Câte oaie aveți? Aproape 1000! Aproape 1000! Felicitări, doamne! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bună ziua! 1000 de oaie! Ce faceți? Cum sunteți? Ce aveți aici? Târgu Ocna și dulcețuri de la Târgu Ocna. Aici sunt dulcețuri foarte variate, dar vă rog să degustați, să știți că nu e începută lingurița aceasta, vă rog. Aceasta e fără zahăr, o variantă fără zahăr, o cutie fără zahăr, să știți. Asta este o cireașă cu tiramisu. N-am auzit. E fără zahăr, este de avem siropuri. Asta ce? Cireașa cu tiramisu. Cireașa cu tiramisu. Are extract de tiramisu în ea. Da? Dați-o să gustați. Hai să vedem cum e. Și aceasta e o bară cu cafea fără zahăr. Dacă vreți să gustați o bară, tot fără zahăr. N-am luat niciodată. Dar are gust de tiramisu perfect. Nu înțeleg ce pune în ea. Tiramisul ăsta cum îl lăbuie? Este extract. Extract de tiramisu. Iar de aici, de la domnul, e
vedem noi. Ganea Costel, ia vino mai aproape un pic. Asta e generația tânără, da? Cei mai bătrâni. Da, ia zi-mi câte oi aveți voi. 400. Și dai că tu? Păi ea are 400, noi avem 100 ceva noastră. Da? Au pornit, bravo. Și cum e? Vă descurcați sau nu? Bravo. Și vaci aveți? Cât? 10 bani. Da. Dăm așa și cât. Fiind atâtea oi, câte oi sunt aici? 20.000. 20.000. Unde este scurat? Unde este scurat? Asta-i tot cu dulceață, să vedeți. De? 100. Dulceață și dulceață. Deci astăzi am fost foarte o să mai stau unul la cumpărături. Da, ia să fac din prima. Eu abia aștept să vină. Mai aici niște, stai niște, nu vă. Ales de vânat? Fata e Constanteanca mea, da? Și le-a băgat microbul la... E căsătorită în Sălătruc. Le-a băgat microbul, așa, da? Și au crescut bine. Ia zi, Monica, adică câte voi, câte oi aveți? Domnul primar, avem peste 1000 de oi. Acum cu ce am lăsat la 1500. Și vaci, depășim 100. Cu vițele raia, cu mineretul. 100 de vaci, 100 de vaci și 1000 și ceva de oi. Astea de ce sunt? Ce? Astea e pastramă de oaie. Pastramă de oaie. Dar noi o să luăm un pic de aici. Ia zi, bună ziua, să trăiți. Ia să vedem ce avem aici. Ia zi-ne ce avem aici. Lucrăm brățări din piele, lucrăm genți din piele, pictate manual, tăcătoare pe o gravate, brățări, da. Cu dedicație, da. Uneori facem și personalizat pe loc, depinde de... Să înțeleg că domnul șeful nu s-a plăcut. Colaborăm, dar spre ce mai vine la cameră și la... Ia să vedem, hai vino mai încoace, că așa, asta înseamnă marketul. Înseamnă marketul. Are emoții. Hai, ține te rog frumos. Nu, hai, dar chiar nu pot. Ține tu, te rog frumos. Ia să ne spună ce face, da? Lucrezi mult la agențele astea? Bravo. Are emoții. Data viitoare să fie mai curajoasă un pic, da? Felicitări și spor la mine. Faci Ioane, da? El și cu soția lui, ia vino mai încoace un pic. Sărmâna, sărmâna. Cine e, cine ne spune ce avem aici? Avem brânză de vaci, naturală, făcută în gospodăria noastră, smântână de vaci, o țuică, făcută de nevasta mea, da? Nevasta, ia s-o ocupă. Nevasta s-o ocupă de țuică. Și chiar curge la ghiu aici? Da. Numai câte... Cum să nu? Marmă de calitate. Ia luați un pic de... Domn primar, unde ești? Hai de gustămatare, un pic, ia să vedem dacă curzi aici de la... Da? Succesă, Omar. Doamna prefect, degustăm un pic. De căldura asta... E, lăsați un pic, e mai bun, ia pune și la tine.
Hai, domnul director, nu face. De ce țuica o face tot doamna? Doamna, ia s-o ocupă. Da? Ia s-o ocupă. Vine dacă mă întreg cu rachiul, nu. Ia s-o ocupă. Adică doamna face produsele și dumneavoastră vorbiți. Ați ales bună. Zic că nu se dă subvenție, așa că... Domnul director de la Apia, da? Îmi pare bine. Se plângea. Câte oi ai, Ioane? 350. Și oi câte ai? Faci? 40. E un creștător care a pornit... Total am 500, dar am vânzări 350. Am 500 de oi. Da. Încet, încet a crescut ce a reușit să facă familie bună. 40. Da. Declarate la Apia toate și... Da. Bravo, Ioane, felicitări. Frământată, brânză în cuștiuc. Vă rog să și degustați un pic. Ia să vedem. Hai, domn primar, din cuștiurea câte. Da? Ia să vină ficiori încoace, că doamna e șefa. Ea este soacra, va fi soacra cu trei nuruni, da? Ați sesizat că peste tot, doamnele șefele? Da, măi, nu știu cum se face. Ia veniți voi încoace, uite ce băieți frumoși, da? Doamne ajută, da? Să trăiți. Ia uite ce băieți frumoși. Vină și tu încoace, Costeluș, că... Deci, cei patru sunt, da? Nu, e soțul, ăla e soțul și ăștia trei băieții doamnei, da? Și în Nemira, tu erai, da? Tu erai în Nemira, anul trecut, acum 2 ani, nu mai știu, ne-am dus în Nemira, era singur cu, singur stăpân acolo, cu nu știu câte oi aveai acolo, cred că 800 de oi. Deci niște bărbați adevărați, exact la 21 exact de ani, da. Da. Total cu star pe tot, cu tot câte aveți, câte oi aveți? 1200, da? Felicitări. E una dintre cele mai, să zic așa, puternice familii de... Asta din vârful Nemirei. Vârful Nemirei este cel mai înalt de la noi. Și din toate florile, din toate, de asta e foarte bună. Cea mai bună brânză. Da, cea mai bună brânză. Cea mai... Hai, domn director, vin în coace. Să vezi cea mai bună brânză. E domn director de la Apia, nu știu dacă știți. Costele, știi? Pe domn director, da? Niște producători, Neafănică, e pe aici Neafănică? Deci doamna este șefa, Neafănică se dă cocoș, zice că el e, dar nu vă că nu trebuie prea. Să-mi spuneți, da. Că eu știu că fetele sunt șefele. Este una din brânzele mele preferate. Da? Da. Deci e Miorița sau cum se cheamă? Ia să încercăm. Deci e, da? Miorița, foarte fain. Câte oi mai aveți, doamna Vasilica? Deci doamna Vasilica le-a uitat numărul la oi, da? Și e și producător, are doamna și mai nu vrea să le spună numărul la 700. La 700 a pierdut, nu mai știu. Da? Și uitați ce nepoțică frumoasă are. Da, foarte frumoasă. Eu zic o să preia din nou, preia din nou. Ia să vedem ce avem. Păpușa ciobanului. Ce înseamnă păpușa ciobanului? Păpușa ciobanului. Niște forme din lemn și se punea așa. Acolo și apăsa cu forma aia de lemn și rămânea niște înscrisuri pe ea, niște forme. Și se numea păpușa ciobanului, adică era o delicatese specială făcută de... E mai rar așa. Cavalerii care mergeau cu oile în munte. Da, da. Și toată vara cu briceagul făceau o matriță din lemn. La sfârșit, deci o sculptură, ceva, o sculptură, da, o presă. Și doamna sculpta. Când venea, cerea iubita în căsătorie, oferindu-i o păpușă. Era, ce poveste deci era, frumoasă, da. Era, da. Era certificatul de cerere în căsătorie, sau cum da, se zice, exact, da. Să le luăm da, băieților ăștia trei? Le luăm, uitați, are și picioare sau ce sunt. Uite, vezi și capul aici? Da, avea efectiv... Vecinii aveau niște copii necăsătoriți și am zis că... La Belchim, da? Cred că vedem noi, sărmâna, ce faceți? Deci păpușa ciobanului, da. Ia vino leagă cu a prințesă. Vino leagă cu ace tu. O cunoașteți pe fata aia frumoasă? Da, pe fata asta frumoasă. Pe prințesă, tu cine ești?
Bună ziua! Bună ziua! Este șeful de formație sau nu e aici? De oaie! Ia să vă arătăm noi, doamna prefect, trei fete faine aici. Și mămica acolo. Băi, dar băietul unde e, mă, băiatul? Doamne, da? Da, și mama. E frumoasă, foc și mama și fetele, da. Ia, da. Dana, ia spune-ne tu ceva aici la cameră. Spune-ne ce ai aici. Hai încoace. Noi am degustat mai devreme câteva produse, am și cumpărat, dar vă rog să ne spuneți cu ce produse ați venit astăzi. Astăzi am venit cu mai multe produse, în afară de brânzeturi, mai avem și produse de patiserie, cozonaci și plăcinte curdă, dulce și cu mărar. Noi facem și afumături. Acum, la afumături să ne La afumături avem... Din oile noastre facem și pastrama de berbecuț și cârnații de oaie. Și de porc avem șunculiță, mușchi, kaiser, cârnații de porc, nu poate să lipsească de pe masă. Și încă o parte din astea, e una din plăcerile mele care le fac în afară de așa, sunt compoturi, zacuscă, dulcețuri. Avem și untul de oaie care se găsește cam greu în zonă, nu prea face toată lumea. Cum se face? Sincer, o singură dată am făcut, deci este un proces foarte lung, dar trebuie un bărbat. Un bărbat, în adevăratul cel de-a să aibă putere. Da. Și cam astea sunt produse. Siropuri mai facem. Eu pot să confirm că sunt foarte bune, sunt excelente, pentru că am cumpărat mai devreme. Bine, spor la lucru, spor Doamne la ajută, mulțumim! Bună ziua, bine v-am găsit! Uite și șmecherii unde stau, deci Nea Fănică, ia veniți mai încoace un pic, ați lăsat doamnele acolo. Deci Nea Fănică, am fost mai devreme un pic și Puiu e șeful, nu-i șeful aici, da? Nu-i șeful. Ia zi-ne, doamnă dragă, ce ai aici? Uite ce fete frumoase. Nu cred că fac, nu suntem șef. S-a dus până acasă că am terminat pastrama. Am terminat pastrama. Da, este foarte bine, da. Ne-am propus acum să am găsit fermieri care au numai băieți și fermieri care au numai fete. Dar noi și ne-am propus acum. Noi suntem să fim cumpețitul, da. Și întrebăm câte oi are tatu? 700. Câte îți dă? 700. Bun, fata. Și încercăm să-i așezăm. Băiatul, câte oi are? Da, și mata e nepoată, așa că nu scapi. Ai grijă, da? Noi cu fetele de să facem să n-aibă oi nimica, băiatul. Da, deci nu mai e, da, să nu mai aibă. Ia zi-ne tu, te rog, ce ai aici. Bună ziua, Chelaru, Simion, Ștefanel și Nicoleta din Comănești. Suntem produsele noastre, brânză din lapte de oaie, pastramă de oaie, cârnați, caștele mea, vă rog degustați, pastramă, cârnați, sunt produsele noastre, le procesăm de vreo cel puțin 15 ani. Ce să vă mai spun? Mulțumim pentru invitație. În afară de sunteți alături de noi, autoritățile, și sperăm să fiți și în continuare. Da. Eu am o întrebare. În afară de întâlnirile astea de la târg, dumneavoastră aveți un club? Vă întâlniți așa, crescătorii de animale și la petreceri? Să știți că nu prea avem timp să ne întâlnim. Chiar nu avem. Și pentru ziua de astăzi și de mâine am făcut sacrificii foarte mari ca să putem să fim prezenți aici, pentru că noi suntem doar patru. Eu cu soțul meu la deal, eu acasă cu preparatele, cu piața. Mă uit la ei toți, sunt așa de frumoși și nu par nici obosiți, încât nu vine să cred că dumneavoastră munciți. Nu vine să cred. Mai avem și voi 5 oameni, da, nu-i problemă. Da. Și mergeți și în alte localități? Noi vindem în piață la Comănești, zi de zi, da. La orice târg și de câte ori avem ocazia și suntem muncă multă, alergătură invitați, foarte multă. Mergem. Da. Aia, alergătură. Sănătate, vă mulțumim să nu mai așteptăm să ne întâlnim și la anul. Doamne ajută! Mâna la Domn, da. Artizanal, solid, lichid de rufe.
ține animale. Cine le durează? Eu le fac pe toate. Și aveți rețetă, tot aveți? Da, avem la degustarium, ca magazin așa permanent și pe site. Avem un site. Freatic.ro. Avem și un afiș așa. Da, pot să miros din asta? Da. De sigil am pe acela. Așa miroase. Nu are miros pregnant? Nu, 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 e natural. Ce puneți în ea? Nu neapărat rețeta. Așa ca idee. Cel animal are grăsime animale. Pentru bebeluși, pentru că nu are alergeni. Este să pun de rupe. Oh my God. O să vă ofer o mostră. Nu, să vin să cumpăr. Și nu afectează pânza freatică și solul, că mai ales la țară. Spală, da. Regulamentul de spălare e bun, nu? Nu este atât de bun ca detergentul, într-adevăr, că e săpun. Detergentul de aia s-a inventat ca să speli. Numai că după ce l-am inventat și am văzut că e foarte bun de spălat, după aia am văzut că ne afectează foarte tare mediul și... Cântărești, ce preferi. Felicitări, domnul primar, mergem la Moldova. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Hai să vă spunem un secret și aici am descoperit. Avem mulți băieți. Cu bani, cu ce avem și nu avem fete și cred că facem noi o... Cu avere. Avem băieți cu avere și aducem fete de la dumneavoastră. Sunteți de acord? Da? Să facem aici o treabă cu fete frumoase. A, tu ce zici? Băi, nu stați supărați, că vă dăm fete de la noi, nu-i nicio treabă, da? Nu vă supărați, că avem și fete faine aici. Băi, hai să vedem ce... Pare rău că nu un pic am prins așa din ce ați cântat voi, dar am dat auzit în parte. Da? Ia să vedem ce avem noi aici. Doamna contabil șef, ia să vedem ce ne spun. Satul Corlăteni, ia să vedem. Doamna, unde-i doamna suflet? Haideți aici să vedem frații noștri din Republica Moldova. V-am așteptat, dar puțin, să știți că locuitorii din Orășel au fost mai insistenți, că am rămas practic fără produsele aici. Care am dar ce scrie aici? A fost Corlăteni. Și a rămas numai Clăteni. Ei, de acum dumneavoastră ce doriți, vă las să alegeți. Luăm de aici. Oi. Da, le-am zis, băieții cu multe oi și domn primar, cum e? Merge? Este profesor. Cine vine de domnul ăla așa? Da? Păi, da? Da. Și specialiștii din administrația noastră, deci uitați-vă ce lucruri frumoase fac și pentru o doamnă alea se selec și pentru un domn părugă. Noi trebuie să punem rachiul în ele. Da, păi, de acum dumneavoastră poftim. Să faceți în pauză. La primărie le faceți? Da, așa puțin, când doamna specialistă. Nu, pauză. Pauză, primar! Duc la noi în pauză și duc la plimbat, după aia nu știe. Ia zi, mata, un pic de doină, așa, să auzim. Ia zi, mata. Doină? Ce știi, mata, mai bine, domnul? Ia să auzim. Haideți, copii, aproape aici, de auzi. Thank you.
Un ceas anul trecut. Vino, spune-ne ce faci tu aici. Uite ce chestii frumoase. Am cumpărat anul trecut, el face asta. Un ceas de la el, spune ce e aici. Ceasuri, tocătoare și cuiere. Da? Câți ani lucrezi? Cam de 4 ani. Și câți ani ai acum? 12. Deci de la 8 ani lucrează așa ceva. Dar de unde ai învățat tu să faci treaba asta? De la tatăl meu. Nu întâmplător. Ți-a plăcut ce-au făcut, da. Din niște, da. Din niște scânduri care poate nu prea aveau mare valoare. Așa, uite ce frumos. Când lucrezi, în vacanță? Sau după amiază? Când ai timp? Când am timp, când nu sunt atât de ocupat cu școala. Bravo. La care școală ești? Unde ești? Aici. La liceu, la da? Liceu. Bravo, un mic artist. Da. Peste ani poate ajungi un mare sculptor, da? Da. Te licitez. Bravo, Doamne ajută. Bravo. Foarte Doamne frumos. Ajută. Da. Pe mine mai oamenii ăștia. Avem o cu respect, vă salut. Vă salut. Avem aici o artistă. Ia zine ne ce... aici. Aici să vedem ce. Haideți să vedem ce avem. Bună ziua, bine v-am găsit. Ziua, bine ați venit. Povestiți-ne despre ce. Da, avem bijuterii, tot ce este aici este lucrat de mine, tablouri, icoane, din păcate nu mai am, aveam expusă, dar o să mai aduc. Tablourile cum sunt lucrate? Adică pe pânză și în rămate, apoi cu sticlă, cu... Da, da, da. O anumită tehnică. Da, sunt lucrate în culori acrilice. Da, da. Bijuterii. E o chestie, cred că e greu, nu-i foarte greu să le faci așa, să le... E pasiune, de când eram foarte mică, de când eram la grădiniță. Da. 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 Și sunt tunica. Da. Și tu ai terminat tunica. Tunica. Da, fac facultatea de arte plastice. Da. Da. În 2008. Deja da. Și faptul că sunt unicate, asta înseamnă că o da, valoare tot ce este și mai aici, mare. Nu sunt două modele la fel. Da. Totul este unicat. Da, da, da. Felicitări. Fă-ne o poză cu artista aici, că poate... Hai, te rog.